Salut, eu sunt Gicu și astăzi am să vă prezint un update la arborele de sequoia pe care l-am crescut din semințe. Iată cum arată acum, a crescut undeva 3 cm și e cel mai înalt arbore din lume. Mă bucur că am reușit cu germinarea și deja a crescut și merită un video special. Foarte frumos și am făcut câteva video când am pus semințele la încolțit și cum au germinat. Acele linkuri am să le las în descriere. Acum doar vă arăt update cum a crescut. Îi cresc la geam și am undeva 6 ghivece din astea, din 20 de semințe. 6 ghivece au reușit, care s-au uscat, dar 6 sunt foarte frumoși, sănătoși și să vedem pe toți. Îmi pare bine că cresc și poate la anul îi vom planta în pământ direct, dar nu știu precis, pentru că cresc greu și când vor fi mai mari un pic, rădăcini până când nu se observă aici. Ok, arată superb, acesta e cel mai mare. Hai să vedem și pe ceilalți de la reas. Iată, după cum observăm, aici 6 ghivece de cel mai înalt copac din lume, la geam, cresc frumos aici și 4 din ele sunt un pic mai mari pentru că au germinat primele și le-am plantat imediat cum am văzut că germinează și cresc primele frunze. Așa că acesta e cel mai mare care v-am arătat în intro și urmează deja pe mărime mai mică și mai mică, dar arată frumos toți. Și pe acești doi la urmă i-am plantat mai târziu, cu vreo lună în urmă față de acesta. Așa au germinat pe rând. Îmi este interesant dacă aveți sequoia, ați crescut din semințe, scrieți în comentarii cât de mari sunt ai voștri. Ai mei până când sunt normal. Destul de mici, aș zice. M-am gândit să vă arăt fiecare plantuță foarte, foarte aproape cum arată și hai să începem cu acesta cel mai mare. Acesta arată foarte frumos, destul de multe frunze au crescut și îmi place foarte mult și are ghiveci mic, dar nu mai lăsă să crească în acest ghiveci. Se usucă repede substratul pentru că e mic ghiveciu și mai bate și soare de la geam, dar e filtrat soarele, așa că nu-l mut afară până când că ghiveciu e mic și dacă îl mut afară îl voi pierde, dar ce frumos arată. Și toți arată super, dar acesta e cel mai mare. Acesta e al doilea, la fel și el e mare și e frumos și el. Nu sunt pretențioși, doar trebuie să avem grijă să nu se usuce substratul, dacă se usucă atunci îl pierdem. Mare atenție aici. Și așa arată. Al treilea, așa cum am spus, primii 4 sunt mai mari, acesta tot e destul de măreșor, au crescut deja frunze bunișoare, așa că îmi pare bine. Uitați-vă de aproape, super! Al patrulea arbore de sequoia, ce frumos arată! Deja al cincilea e mai mic, după cum am spus, e plantat la urmă, au germinat la urmă și e printre ultimii. Mai mulți nu cresc să germineze, dar știu precis că va crește și el foarte bine, frumos, și vom vedea. Și al șaselea arată la fel ca al cincilea la mărime, dar e ok. Arată super frumoși toți și voi avea foarte mare grijă de ei. Apoi, vara viitoare, dacă nu vor crește foarte mult, voi muta ghivecele afară, voi schimba ghivecele un pic mai mari și voi muta deja afară și voi avea grijă să ud în fiecare zi. Și pe urmă, cu timpul, voi trece acești arbori în pământ direct. Asta e, frumos și au crescut. E bine, sper să crească în continuare frumos arborii mei de sequoia și vom vedea. Super că îi am. E bine, cam atât pentru acest video. Sper că acest arbore de sequoia să crească în continuare frumos și sănătos. Și mulțumesc pentru vizionarea până la capăt. Asta chiar înseamnă foarte mult pentru canalul meu și mulțumesc foarte mult. Și dacă doriți, activați clopoțelul și abonați-vă și la canalul meu de fotografie. Linkul se află în colț.
și o zi cât mai frumoasă de vară, numai bine pe data viitoare!